A început forfota în familiile cu un copil ce trebuie trimis la școală, locul în care va învăța cel mic, cu cine și în ce condiții, sunt întrebări existențiale în viața părinților, bunicilor și chiar a prietenilor. Pentru o opțiune corectă, inspectoratul școlar a stabilit o zi a porților deschise, în care părinții pot vedea condițiile în care cei mici vor învăța, cu cine și ce ofertă educațională are unitatea în care părinții au decis să își înscrie copiii. Inspectoratul școlar oferă și câteva date statistice privind numărul estimat de copii care vor învăța în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018. Vor fi înființate 201,16 clase la învățământul de stat particular și special, atât în mediul urban cât și în cel rural. Înscrierea elevilor care vor intra în clasa pregătitoare se va face între 17 februarie și 16 martie în sistem online sau la secretariatul școlilor, care va avea în această perioadă program prelungit de luni până sâmbătă. Actele necesare pentru înscrierea unui copil în clasa pregătitoare sunt cererea, copia după cartea de identitate a părintelui, copie după certificatul de naștere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul la secretariatul școlii la care urmează a fi înscris copilul. Pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2017, dacă în urma evaluării psihosomatice primesc de la psiholog aviz pozitiv.